Ca să stingeți lumina, opriți apa, dar nu puteți opri căldura. Asta se întâmplă în peste 50% dintre blocuri și aproape aceeași diferență este și la factură. Repartitoarele fac diferența, dar mulți locatari sunt speriați de tehnologia modernă. Uniunea Europeană, în schimb, cere adaptare rapidă. În 3 ani, toată lumea este obligată să-și controleze consumul de căldură din propria casă. Începe seria 53-55 și după ea urmează consumul. După aia e istoricul de anul trecut. Fiecare cât consumă, atât plătește. În acest bloc au fost montate repartitoare din anul 2006. Omul cinstit, eu zic că dorește să plătească ceea ce consumă. Deci am economisit în fiecare an multe milioane. În blocul vecin, consumul de căldură este controlat doar de la subsol. Dacă un locatar pleacă de acasă, stinge lumina, oprește apa, dar nu poate opri căldura. La noi persoanele din bloc, și sunt foarte multe persoane în vârstă, nu vor repartitoare, vor căldură. Da, din găurile negre ale radetului, da, n-am vrea să mai plătim. Noua tehnologie montată pe calorifere este controversată pentru mulți locatari, cu toate că la factură se vede clar diferența. 3 milioane jumate, 4 milioane în plină iarnă. Cei mai vârstnici n-au fost de acord și atunci asta e, ne conformăm. În cea mai cumplită lună de iarnă, la un apartament cu 3 camere cu repartitor, căldura costă puțin peste 200 de lei. Tot la un apartament cu 3 camere, dar fără repartitoare, se plătește cu 100 de lei în plus. Din 2007 până în 2012, an de an am primit confirmarea că toate consumurile de la blocurile cu repartitoare au fost cu între 20 și 40-45% mai mici. De curând, Uniunea Europeană ne-a transmis un avertisment pentru reducerea consumului național de energie. Proprietarii de apartamente care își montau ferestre termopan sau robinete termostatice și repartitoare erau scutiți de la impozitul pe apartament în anul acela fiscal. În Germania, pe toate caloriferele sunt montate repartitoare. În Polonia sunt 70% cu repartitoare, în timp ce în București, în peste 50% dintre blocuri, nu se poate controla căldura din calorifere. Însă în 3 ani vom fi obligați de Uniunea Europeană să fim 100% acoperiți. În caz contrar, vom fi sancționați.